Alexandra aleargă în voie printre stropii care cad în Piața Unirii, în jurul celei căreia de câteva luni îi spune mamă. Apariția ei în viața Alinei și a lui Francesco a fost un vis împlinit pentru cei doi soți, care de 10 ani își doresc o fică, dar cărora soarta nu le-a adus un copil. E quello che volevamo, quello che cercavamo, perché per me la famiglia è fatta di genitori e figli. Totdeauna și-a dorit fetiță. El de în prima zi care când ne-am cunoscut, mi-a dorit o fetiță care se numește Marta Maria Alexandra. Deci destinul nu e întâmplător. În noiembrie 2011, la câteva luni după ce au depus cererea pentru adopție, Alina și Francesco au fost îndrumați spre Alexandra. Odată ce au văzut-o pe micuță, nu au mai avut nevoie de nimic pentru a fi siguri că ea este cea care le va întregi familia. Peste alte 3 luni, viețile aveau să li se schimbe definitiv. Cumpărăm în fiecare zi păpuși. Până la data de 1 iunie 2012, în județul Timiș au fost înregistrate 20 de cazuri de copii părăsiți în spitale și maternități. Legea adoptată în luna aprilie simplifică mult soarta micuților care așteaptă o familie. S-a schimbat principiul fundamental al adopției, acela că este căutat o familie copilului și nu un copil familiei. Mâine, Parcul Copiilor din Timișoara va găzdui desene pe pânză, jocuri, dar și ateliere de creație. Toate fac parte dintr-o campanie de declarare a zilei de 2 iunie, zi națională a adopției. Iubesc pe amândoi. Și tata îmi zice, pie, că nu zic că sunt belisime.